principală diferență e că piesele care vor fi cuprinse pe viitorul material discografic nu sunt cuprinse pe Numbers. A doua principală diferență e că probabil sunt un pic mai complexe și cu siguranță momentan noi le cântăm mai prost. Pe de o parte, pot să zic că este exact, deci ziceam că n-ai cum să compari ceea ce să... Se zice că lumea așteaptă și n-ai, trebuie să faci. Că... Da, următorul. Nu cred că am libertatea de a vorbi despre asta. Dacă ne ajută cel de sus să face, dacă zice, băi, faci, vezi, noi trebuie să faci. Faci, nu? Fiecare trage la el acasă. Va fi produs la noi în dormitor, va fi mixat, masterizat de unicul nostru Snuf. Eu mă ocup de mixing, de partea de mixing și de mastering. Trebuie să iasă treaba, să meargă. Număr de piese, fără număr. Păi trebuie, n-ai cum, adică lumea trebuie să te vadă, trebuie să te cunoască, să te salute pe stradă, n-ai cum altfel, trebuie să faci. Să cântăm alături de trupa noastră preferată For The Weeknd. Păi, cred că în prim plan o să urmeze foarte multe alte activități. Asta cu repetițiile nu e pentru mine, eu sunt un slacker de excepție, n-am mai fost la repetiție cu trupa de mult. Cu această ocazie vreau să-mi cer scuze băieților. Ne vedem la sală, dăm dume. Să cântăm în, no, în public. Eu nu mă uit la de-astea, am cablu, dar nu mă uit eu la... 50 Shades of Grey. Naruto! Naruto-kun! Date baio! Am putea să ne uităm la Dirty Dancing, că deși eu nu l-am văzut, are dancing în nume și noi oricum ne destrăbălăm pe scenă, poate mai avem una, două mișcări de învățat de acolo. Dar am putea să ne uităm și la Ghost, film pe care l-am văzut cu Patrick Swayze și la sfârșit, nu știu, să fie o scenă de-aia în care să-mi imaginez că e Horia sau Snuf la aparatul ăla și eu țin. Alinescu, Daddy, Snuf, Edi Talent, dacă știți că e talentat săracul. Alinescu este serios, este Alen Giganticul. Horia e maestrul burgerilor. Dușcă este dealerul meu de mimuri, asta clar. Și Teul. Dușcă gay, as usual. Nu, și Horia sunt destul de gay. Alin, lider, mândru artist, mărgineanu. Horia, prieten la cataramă. Dușcă, meme lord, showrunner. Și Snuf, inginer, tânăr, genoflexist.
Teo e cel mai mare rocker. Teo e băiat fain. De Alin nu prea pot să zic nimic, că probabil mă dă afară din trupă, deși Alin e ok. Ce să zic eu acum? Pot să zic de unul că e așa, de cutare că e dincolo. Da, oamenii cu carte învățați, la casa lor, gospodari. Patru pe patru grup vă salută și vă transmite. Foaie verde de ciment, foarte bine, excelent. Să crească piensile, nu se mai poate.